Hello, lume bună și frumoasă, ce faceți? Eu am un cafea aici, prima pe ziua de astăzi, deși este 1 și ceva. Stați așa, stați, o secundă. Așa. Pot să dau asta jos de acolo, că Udi și-a instalat cartierul general pe colțul patului și individul negru este aici, și atunci pot să-i donez lui păturica. Ia, ia-ți păturica, mă, individ negru. Uite, uite, mă, mă, băia, doamne, 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 doamne. Hai, doamne, nu trebuie să te trezești pentru mine, stai acolo, neînșit. Așa, ce faceți? Este o vreme absolut mizerabilă. Plouă, ieri a plouat, astăzi a plouat, azi noapte a plouat în continuu, deci plouă, plouă, plouă și până pe final de săptămână. De ce ai ieșit de acolo? Hai, vină încolo. Oh, doamne, să nu-l atingi cu un fulg. Să nu-l atingi cu un fulg pe ăsta. Să nu atingi cu un fulg că moare. Nu. Aoleo. Aoleu. Aoleu că te iubesc. De ce te iubesc că mi-ți mini atâta? Că tu ești rău cu mine. Ești un maimuțoi rău care nu stă acasă. De ce te iubesc că atâta de mult? Ești pe și mie? Maimuțilu. Ce vrei? Nu vreau să te trezesc, puiule. Eu am vrut doar să-ți dau păturica, să stai mai comod. Hai, stai aici, cu minte, da? Stă băiatul cu minte la mama în brațe. E foarte supărat. Și el e foarte supărat că plouă afară. Exact ce spunem. Mă uitam să văd dacă cât păr a lăsat pe mine, pentru că și el năpârlește, nu doar Udi. Și da, este foarte, foarte urât afară. Nu pot să fac nimic pentru că plouă afară. Prin urmare, mă voi rezerva la a face ceva în casă și mă gândeam că dacă tot... nu știu de ce tot la trăcâie. Mă gândeam că dacă tot plouă, să fac niște chestii administrative pe aici, să mai dau niște mail-uri, să mai editez, să mai fac un alta, poate și filmez ceva. Stați că vrea ceva, dacă s-a trezit vrea ceva și e supărat. Ha, du-te și stai pe păturică. Asta. Bravo. Bravo, puiu. Așa. Mai devreme a ieșit afară și să miorlăia să opresc ploaia, cum face el de obicei. Ceea ce nu are cum să se întâmple, pentru că nu are cum să se întâmple. Dar, da. Da. Deci, ziceam că vreau să filmez ceva, vreau să dau niște mail-uri, vreau să... Ah, la urmă s-a pus să așeză pe păturică. Poate citim ceva. Apropo, am avut un live pe YouTube aseară și vă ziceam de cartea asta, că m-am apucat să citesc cartea asta cu o arta regală a otrăvurilor. Că de câte ori am arătat-o, i-am spus arta regală a otrăvirilor și m-ați corectat și eu, la mine creierul tot n-a făcut click. Așa, dar... Asta e de la dislexie. Dacă citesc ceva greșit, de foarte multe ori îmi rămâne așa și mi-e greu să schimb. Și la mine era arta regală a otrăvirilor. Îmi suna foarte bine asta. Este de Eleanor Herman. Este tipa care a scris În pat cu regele, În pat cu regina. Și este o carte de tip documentar, care cumva demitizează toată ideea aia romantică de regi și regine. Asta face și în celelalte două cărți. Nu le-am citit, dar vreau să le am și pe celelalte două. Nu le-am citit, dar știu despre ce e vorba în ele și știu cum este, pentru că și în celelalte două cărți, ca și în asta, demitizează ideea aia de lume feerică a regilor, pentru că regii și mai ales reginele nu au avut o viață foarte bună, deși filmele de la Hollywood sau blockbusterele ne învață pe noi că, vai doamne, cât de bine trăiau regii și așa mai departe. Asta e viziunea, să spunem, a țăranilor, a oamenilor de rând, că regii o duceau bine. Dar nu o duceau bine, pentru că trăiau în castelele alea unde era tot timpul frig, era tot timpul mucegai, era... Tot timpul trebuia să te uiți în spatele tău să vezi cine te trădează, la fel și cu otrăvurile. Tot timpul trebuia să fii atent să nu devenise obsesie generală și despre asta discută aici, despre obsesia generală care a devenit treaba asta cu otrăvirea. Și cum, de exemplu, familia de medici a transformat toată povestea asta cu
otrăvurile într-o artă și de aia arta regală a otrăvirilor nu e chiar departe de adevăr, adică da, și asta pentru că era o perioadă din asta în care tot timpul te trebuia să te ferești. Apropo de chestia asta, știți că a fost petrecerea imensă la ăla, cum îi zice, la indianul ăla, care e cel mai bogat indian. Și a fost și Zuckerberg, cum îi zic unii. Și povestea barmanul care a fost, că am înțeles că a fost român, că povestea că a avut un convoi impresionant de securitate după el, Zuckerberg. Adică omul trăiește, o fi el bogat, o avea el putere, o fi el nu știu ce, dar omul trăiește cu frica că tot timpul o să vină cineva să... Știți? Și așa era și pe vremea aia. Adică nu vă gândiți că oamenii bogați chiar au o viață atât de ușoară pe cât și-o etalează ei. Da, poate au, nu mai au grija mâncării, a banilor, a unde stau la noapte, cine îmi plătește facturile. Da, au alte griji. Știți că era și vorba aia românească la un moment dat cu casă mică, probleme mici, casă mare, probleme mari sau ceva de genul ăsta. Adică fiecare nivel din ăsta social are alte probleme și pe măsură ce crești nivelul social, este din ce în ce mai greu. Adică problemele devin din ce în ce mai mari. Așa că, da. Ca să zicem. Deci, astăzi, cum zic, activitatea o să fie redusă, moderată. Mâine o să avem un eveniment mare, gigantic, uriaș. Ah, și încă o chestie, apropo de mâine și de astăzi. Astăzi e prima zi în care pot să testez eu și eu în sfârșit ăsta, Thrill Seeker de la Rimmel London, mascara asta de am luat-o în ultimul daily vlog cu voi și pot să o testez ca să vedem cum este, dacă tot cade. Până acum, la cum s-a așezat, pare bine, dar rămâne de văzut dacă mă trezesc cu ea pe față după ce se mai usucă. Așa, mi-am dat și cu ăla de la Catrice, cu tinti, de la cu tinti serum sau cum îi zice. Stați că e aici. Asta. M-am dat și cu ăsta de la Catrice și, într-adevăr, 0,40 este puțin cam închis pentru mine, dar o să fie bun la vară. Nu este super, super închis, dar e un pic cam închis pentru perioada asta, se vede diferența între gât și asta. Am încercat eu să-l întind pe gât, dar na. Așa, deci, prin urmare, mâine, pentru eveniment, va trebui să-l amestec cu ceva. Așa, per total, îmi place cum s-a aplicat, îmi place cum se simte, nu se simte lipicios pe față, e ok, dar va trebui să mâine să am grijă. Și apropo de asta, poate îmi găsesc, nu știu, nu că poate, fac cumva în orele următoare să-mi găsesc timp să fac și manicura, pentru că ar fi cazul. So, aștept un colet, sunt ca pe aceea, aștept un colet foarte, foarte important și trebuie să apară, că m-a anunțat fancurierul că vine, cândva astăzi. Și sunt așa, hai mai repede, hai mai repede, hai mai repede. Deci abia aștept. Deci ceva ce aștept de un an de zile să-l iau. Adică am stat pe gânduri și o să vă povestesc. Dacă vine, dacă e ce cred eu, să nu fie, să nu mă gândesc să nu fie altceva. Dar dacă vine, sper că o să fie bine. Așa, am puține emoții. Dar da, abia aștept. În ceea ce privește update-ul la surpriza secretă, este în stand-by pentru moment, pentru că trebuie să fac un retur, să returnez componentele care nu s-au potrivit, lucru care se va întâmpla vineri și nu știu când vor fi înlocuite, pentru că vor fi înlocuite, așa mi s-a promis, dar întârzi iarăși, cu vreo 2 săptămâni întârzie proiectul ăsta decât trebuia, but oh well, we will survive. Asta să fie cea mai mare problema noastră, zic eu. Na, bine. Hai că mă apuc să fac ceva pe aici, să mai dau niște mail-uri și vorbim un pic mai încolo. I'm so excited! I'm so excited! So excited! Așa. S-a oprit ploaia pentru câteva minute. Ieșise și o rază de soare. Asta pentru că cred că debordez eu de entuziasm. Și mi-a venit coletul. Mi-a venit coletul ăla de la aștepta! Mi-a venit coletul ăla de la aștepta! Oh.
Abia l-așteptam. Deci nici nu aveți idee. Abia așteptam să vină. Am stat ca pe aceasta, pentru că am văzut că vine. Este o geantă. Hai să terminăm. Este o geantă care teoretic era disponibilă doar pentru precomandă, dar cred că au avut-o în stoc când am comandat-o. S-a întâmplat, s-a nimerit să mai aibă una, două în stoc. Și am primit-o în 3 zile, adică în 2 zile de la comandă. Și sunt mega entuziasmată că a ajuns atât de repede, pentru că teoretic ăsta era cadoul meu de 1 martie. Așa, și a ajuns puțin mai târziu, dar e perfect, nu-i contează, e minunat. Treaba este că sunt, cumva, v-am spus că vreau să comand o geantă de la un brand românesc. Pentru că, hai să o luăm așa, să o luăm de fapt cu povestea de la început, înainte să vă arăt geanta. O să vă țin puțin în suspans. Asta dacă n-ați văzut TikTok-ul. Pare rău. V-am zis acum câteva clipuri, nu știu, sau cândva, v-am zis că e un brand românesc de la care aș vrea să-mi comand o geantă, că îmi place foarte tare brandul. La vremea respectivă, oamenii produceau ei în atelierul lor de creație personal, pentru că, na, brandul încă era micuț, deși sunt pe piață de 10 ani, de mai bine de 10 ani oamenii, sunt pe piață de mai bine de 10 ani, că vorbeam cu cineva și îmi spunea, a, păi da, ce, că ei au bubuit acum cu TikTok-ul. Da, ei au bubuit acum cu TikTok-ul, dar oamenii sunt pe piață de 10 ani, 10 ani de târguri, 10 ani de mers, 10 ani de chin și așa mai departe. Și acum, după 10 ani, s-a nimerit ca zeii internetului să-i scoată cumva la lumină și să explodeze brandul. Ceea ce mă bucură foarte mult și s-au mutat într-o fabrică de producție cu producția. Tot manual sunt făcute gențile. Apropo de asta, că mai avem discuția asta cu cineva, că nu, că sunt într-o fabrică de producție, dar și în fabrica de producție tot oameni sunt care lucrează la ele. Da, evident, nu mai coase nimeni în ziua de azi, că nici la Hermes nu mai coase nimeni cu acu gențile. Tot manual sunt făcute în fabrici din astea de producție. Dar, da, divaghez. Știți despre ce brand e vorba. Și pe mine brandul ăsta m-a cucerit prin faptul că le-am urmărit pe Cătălin și pe Diana de, nu știu, cât timp. Cam un an de zile îi urmăresc și m-au cucerit efectiv cu grija lor față de brand în sine, cu grija lor față de clienți, cu au o aură deosebită, au o, nu știu, au o, din asta, o alură foarte caldă, îți transmit așa multă seninătate, multă căldură. N-am văzut la ei, unul din lucrurile care m-a atras a fost că n-am văzut la ei îndârjirea de a face bani pe care o vezi la unii români. Pentru că, hai să fim serioși, eu vreau să cumpăr de la brand-uri românești, dar jur că de la unele brand-uri, și trebuie să fim cinstiți să o spunem, de la unele brand-uri nu-ți vine să cumperi pentru că vezi o îndârjire pe unii oameni, hai să fac bani, hai să fac bani, hai să fac bani. Și mă dezgustă chestia asta. Și iarăși ce mi-a plăcut la ei este că n-am văzut nici măcar o dată o doză de invidie față de concurență. N-am văzut să vorbească urât despre altcineva. Este o doamnă creator de genți la noi, foarte populară, pe care m-ați întrebat dacă voi cumpăra. N-am să cumpăr la femeia niciodată nimic, pentru că efectiv aerul pe care mi-l dă este de dispreț față de orice. În momentul în care am auzit-o vorbând de Hermes și cum Hermes, ea nu înțelege de ce lumea se bate pe Hermes și cum, adică vorbe cu atâta dispreț de, cum, nici măcar de concurență, că Hermes e în altă ligă, dar când vorbește așa cu dispreț, și iarăși o altă chestie, era într-un outlet la un moment dat și compara niște portofele de la Gucci sau ceva cu ce vinde dânsa și făcea niște comparații, bineînțeles, denigrându-i pe ea de la Gucci. Păi da, mă scuz, dar ăia încă sunt Gucci și în momentul în care ai atitudinea asta de știi, eu sunt bună, dar și voi sunteți proști că nu cumpărați de la mine și cumpărați de la Gucci, pe mine mă dezgustă chestia asta și eu nu pot să fiu
să mă asociez cu genul ăsta de oameni. Eu nu vreau. Și de-aia mi-e foarte greu să cumpăr de la multe branduri românești, pentru că văd genul ăsta de îndârjire, de bă, vreau bani, dăm banii tăi odată, știți? Și nu-mi place treaba asta. Nu asta îmi doresc. E, la Onocan, că despre ei e vorba, oricum știați, că de când v-am zis știați despre ce e vorba, la ei am văzut o seninătate, oamenii tot timpul zâmbesc. Poate că au și ei zile proaste, poate că stau și se gândesc, aoleo, ce facem că nu avem suficient spațiu, cum plătim facturile, cum plătim furnizorii, nu ne-a livrat, n-a făcut. Și ei au problemele lor, că în business există o grămadă de probleme. Dar nu le afișează pe internet și mi-a plăcut atât de tare seninătatea cu care vorbesc și pe lângă asta, grija față de brandul lor, cât de atenți sunt la detalii, cât de mult investesc timp și energie în detaliile pe care construiesc brandul lor și mi-a plăcut la nebunie treaba asta și de vreun an, de când i-am descoperit, stau și mă gândesc, vreau și eu o geantă de la ei, că sunt frumoase și sunt de calitate, se vede, adică nu, nici nu trebuie să fii mare expert în genți ca să-ți dai seama că sunt de calitate, pentru că se vede că lucrează cu materiale de calitate. Gențile sunt mult peste cât aș da eu în mod normal pe o geantă. Sunt într-adevăr mai costisitoare, dar iarăși mă gândesc să le văd ca pe o investiție. Motivul pentru care am vrut să-mi iau de la ei o geantă și aș mai vrea încă una măcar, este că vreau să am una, două, maxim trei genți pe care să le am pentru sezon, să spunem, și să am pantofi asortați la gențile respective și gata. Adică vine tot pe ideea asta de a curăța puțin viața, de a mă... De a îmi simplifica viața cumva, știți? Ok, eu n-am treabă cu consumerismul, adică pe mine consumerismul nu mă deranjează atâta timp cât e făcut cu cap. Când facem consumerism, doar de dragul de a face consumerism și cumpărăm Shein și Zara și astea, nu mai, atunci nu mai mi-e ok. Dar în momentul în care consumi pentru că consumi și pui bani în mișcare, e ok. Dar și nu, spun că vreau să fac schimbările astea nu neapărat din perspectiva consumerismului, știți? Ci mai degrabă din perspectiva simplificării vieții mele. Așa cum pe partea de mâncare, am zis că vreau totuși să mănânc mai curat, să caut ingrediente mai curate, vreau să elimin plasticul, vreau să... Așa am mai multe părți din viața mea unde vreau să simplific lucrurile. Iar pe partea de fashion, asta îmi doresc, să am o geantă maro, una neagră, pantof maro, pantof negri, poate nude, dacă găsesc ceva nude drăguț, care să meargă vara. Așa, cizme maro, cizme negre și cu asta ai cumva basic-ul pentru fiecare outfit, știți? Și mie îmi place genul ăla de look, adică mie îmi place să-mi asortez gențile la pantofi și invers și îmi place genul ăla de look. Și de-aia m-am gândit că dacă tot vreau să fac treaba asta, o să iau o geantă de calitate, investesc în ea, nu mai cumpăr toate chestiile trendy friendly pe care le văd pe internet și stau liniștită. Așa. Modelul care mi-a plăcut mie cel mai mult de la început de când îi urmăresc a fost Carina. Și am fost puțin speriată că o să fie prea mare, pentru că mi se părea prea mare în poze și în cum am văzut-o pe la alte persoane. Și am stat și mă gândeam să o iau, să nu o iau, deci de-aia nici n-am comandat atât de... a durat atât până am dat comanda, pentru că nu știam dacă să o iau. E, între timp, de vreo lună și ceva, două, cred, au scos Carina pe midi, o variantă mai micuță, mai așa, și care este fix cât celelalte gențe ale mele pe care le port eu în general. Este cam dimensiunea pe care o port eu în general. Na. Și am în sfârșit vă arăt și geanta, pentru că, da, evident, am desfăcut coletul, v-am arătat pe TikTok și acum am reîmbachetat-o ca să vă arăt din nou. Asta este. Magia internetului. Na. Așa, pentru cine nu știa cum funcționează lucrurile astea, da? Deci am pus-o înapoi în cutie, doar pentru că voiam încă o dată un unboxing. Și voiam să vă arăt și vouă, așa, exact ce vă spuneam de la început, grija față de detalii, foarte fine sticker-ul ăsta de aici, de în față, așa, cu thank you for supporting small and handmade, deci superb, superb, așa, și avem aici o cartolină, iarăși, I was made especially for you, with love, Onocan. Onocan Family. Da, foarte fain. Deci,
exact ce ziceam, atenția la detalii. Aici avem puțin detalii despre partea metalică și uite ce n-am făcut în clip a fost să desfac asta aici. Și geanta vine în săculețul ei de protecție de praf, care, apropo, săculeț de protecție, este de foarte bună calitate, e din ăla gros, așa, e ca lumea, sub, nu e din ăla foarte flimsy. Și geanta per se este minunăția asta. Da, și-a luat-o pe maro, exact ce ziceam. Știți că dacă mă urmăriți de mulți ani, știți că uram maroul. Nu-l mai urăsc, chiar atât de tare. Nu l-aș purta non-stop, adică nu m-aș îmbrăca numai în haine maro, dar ca accesorii mi se par foarte ok. Și la voi cred că se vede puțin mai roșcat, mai portocaliu decât este în realitate. Este o nuanță de maro coniac, un pic mai deschisă decât maro coniac. Este o nuanță foarte frumoasă. Îi zice Carina Midi Camel, pe nuanța Camel. Camel. Terracota este aia portocalie. Și este superbă. Și iarăși un alt motiv pentru care îmi place geanta asta este că nu are logo. Partea asta, da, e teoretic e logo, dar dacă te uiți, dacă știi că e un ocan, dacă nu știi că e un ocan, poate să fie un cerc și atât, adică nu are treabă, adică poate să fie orice altceva, interpretat ca orice altceva. Mai am o prietenă care și-a luat Rita pe Croco. Și e puțin mai rigidă pielea la ea. La mine asta mi se pare că e perfectă. Are sistemul ăsta de deschidere. Așa. Îmi place foarte tare și am și baretă lungă în cazul în care vreau. Deși eu cred că o să port cu bareta scurtă mai mult. Așa și am văzut. Ia. Are multe buzunărașe în interior. Chiar am rămas surprinsă de câte buzunărașe are în interior. Practic are două compartimente mari și are un buzunăraș aici, unul aici cu fermoar și aici încă două buzunărașe în al doilea compartiment. Ceea ce mi se pare wow! Adică, da. Și este fix dimensiunea de geantă pe care o port eu în general. Uitați-o cât e de frumoasă, uitați-o. Arată absolut minunat. Deci îmi place la nebunie. Ah, și ce mai putem face împreună, ce nu am făcut pe TikTok, este, stați așa să prind, dacă și prinde, să... Ah, prinde de aici, uitați. Ah, ce se disfainge toată povestea asta. Da, deci îmi place foarte, foarte tare. Chiar nu mi-a înșelat așteptările, chiar este foarte, foarte frumoasă geanta. Și se vede că e de calitate. Pielea e foarte frumoasă. Am plătit-o, să știți, nu-i laud că nu mi-a dat nimeni nimic pe gratis. Nu, am plătit-o. Full price chiar. Cu tot cu transport și toate cele. Așa, deci am plătit-o, da? Nu, că nu, să nu creadă care cumva cineva că nu. Mi-ar plăcea să primesc o geantă de la ei așa gratis, dar nu cred că am ajuns la nivelul ăla și nici ei nu cred că sunt în punctul în care să poată să facă așa ceva și mi-aș dori să nu facă. Dar mă uit așa la cusături, la detalii, foarte, foarte faine, foarte, foarte atent lucrată. Se vede că e foarte, foarte bine lucrată. Și dimensiunea e perfectă. Da, again, la voi se vede mai galbenă, mai maro, mai galben decât este în realitate. Poate, dacă avem noroc de o lumină mai bună, să o vedeți într-o... mă rog, o să o vedeți că o să o port mult. Cred că o să fie geanta mea staple vara asta, pentru că o să o port mult. Acum, îmi trebuie să neapărat pantofi în nuanța asta. Am vrut întâi geanta ca să găsesc pantofii în nuanța genții. Ceva similar, pentru că știți că sunt unele, ba, sunt... Așa, apropo, pe internet găsesc pantofi maro foarte... M-am uitat și mai devreme, mă uitam. Pantofi maro foarte greu. Și e incredibil de greu să găsesc pantofi maro. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar, da, e superbă. E superbă. O ador. Deja o ador. Este minunată, este structurată și hai să vă arăt o chestie. Să vă arăt că nu bat câmpii. Că este aproape identică ca dimensiune cu ce purtam eu. Da? Este fix tipologia asta mea de geantă. Asta. Deci e perfectă. Eu pe asta o purtam așa. Evident, o să le păstrez pe astea, nu o să le arunc acum imediat dacă o am pe asta. O să le mai port, dar cu precădere o voi purta mai mult pe asta. Mai mult ca sigur. Pentru că este și superbă, odată că e superbă și în al doilea rând
mi se pare că e foarte versatilă și exact ce vorbeam și cu Georgiana, că și ar vrea o geantă de la ei, și cu altcineva, cu altă prietenă. Este genul de geantă clasică, și asta, și Rita, Rita mai puțin, dar Diana este o genul de geantă clasică pe care poți să o porți și peste 10 ani, indiferent de trend, indiferent care e trendul, indiferent de așa, poți să o porți. Și da, mega mulțumită de ea, sunt super încântată de ea. M-a stors de toți banii, dar e de bine, nu e nicio problemă, mă bucur că am luat-o, sunt foarte, foarte fericită. Deci e... și v-am zis, încă una neagră, dar aia pentru la iarnă, că vara tind să nu port negru, așa că asta va fi geanta mea pentru vară. Hello! Mai zic ceva? Da, trebuie să nu-mi țin părul pe spate și n-am găsit nimic altceva mai bun decât asta pe care am olfăit-o Woody și pe care eu o dădusem ca jucărie. Dar e bine, că eu m-am spălat pe cap. Așa. Sunt aproape gata să plec la evenimentul de astăzi. Evenimentul de astăzi, care este evenimentul de lansare al brandului Mahae în România. Mahae este un brand Vitavea care a fost adus de cei care au adus și Good Days Therapy în România. Așa, deci sunt acolo, o familie mare, fericită și unită. Și astăzi se lansează pe practic produsele Mahae în România. Pentru moment, din ce am văzut eu, sunt 4 suplimente. Și sunt mai multe suplimente, o să vă povestesc, o să încerc să vă arăt acolo. Dar mă duc ca influenceră. Mă distrează teribil chestia asta. Mă duc și ca influencer, dar mă duc și ca să o ajut pe tătucu, pentru că ea este PR-ul care organizează, fiind PR la Good Days Therapy, este PR-ul care organizează evenimentul și totul este în spatele ei și pe umerii ei, și mă duc să o ajut cu ce are nevoie pe acolo, și de asta înseamnă că eu o să trebuiască să fiu mai devreme. Acum este un 10 și jumătate, sunt bine, dar o să fiu mai devreme acolo. A zis că plecăm de la ea de acasă, plecăm la 2 și jumătate. Inițial trebuia să plecăm pe la 11 și ceva. La urmă pentru că s-au aranjat lucrurile, plecăm la mai târziu ori și mergem să aranjăm ultimele detalii acolo și după aceea să primim lumea și toate cele ceea ce ați văzut, bănuiesc, în clipurile cu evenimente pe la care au fost influencerii la evenimente. O să fie o seară foarte interesantă. O să vin destul de târziu acasă, adică mă aștept să vin târziu, dar sper să iasă totul bine. De fapt, sunt convinsă că o să iasă totul bine, pentru că nu are de ce să nu iasă. O să fie multă lume, o să fie presă, medici, specialiști, adică este un eveniment și cu specialiști. O să vină inclusiv Eugenia, o să fie și Denisa, prietena mea Denisa, așa, tot ca influenceră. Și ea, multe fete din online, o să vină și Georgiana, bineînțeles. Și Andreea Filip, de care vă ziceam în vlogul trecut, PR-ul de la Bath & Body Works, adică multă, multă lume, de la El, nu știu, am lista de invitați pe dincolo, multă, multă lume bună și interesantă. Și apropo, nu știu dacă vedeți, dar am aici o cicatrice, este un semn de la, am și aici și aici, dar asta este un semn de la varicelă. La fel ca asta din frunte, care ăsta din frunte este aproape, acum îmi dau seama că aproape că nu se mai vede. E aici. Dar mai am unul și aici. Știam că am făcut și în sprânceană o din aia mare, dar nu mai știam unde. Și acum de câteva luni încoace a început să iasă la lumină și cicatricea asta, nu știu care e treaba cu ea.
Dar revenind, evenimentul s-a anunțat să fie foarte interesant și foarte frumos. Da. Și da, abia aștept să văd cum o să fie așa toată seara. Dar na, am puține emoții pentru partea asta de organizare de început. Dar după aia cred că o să fim bine. Ce vreau? Așa. După aia cred că o să fie totul ok. Totul că am văzut că e destul de relaxată, cel puțin acum. Deci e bine. Dacă ea e relaxată, e liniștită, e bine. Că, na, dacă știți cum e, dacă capitanul își face griji și agitat, tot echipajul e dat peste cap, cam așa. Dar, da. Și asta nu am mai vorbit cu voi, că m-am apucat, am mai citit și, mă rog, am meditat, am citit, am făcut mai multe și n-am mai apucat să vorbesc cu voi. Dar, da, am și adormit foarte greu. Mi-a fost foarte, foarte greu să adorm, nu știu de ce. Am mai foarte agitat aseară. Și până la urmă mi-am pus un audiobook și, ascultând audiobook-ul ăla, așa parcă a început să mă ia somnul și zic, ok. Asta e semnul meu. Așa, bineînțeles că Udi. Dar Udi mi-a făcut favor. E aici? Ah, s-a întors! S-a întors pe fotoliu, că nu... De vreo două zile nu mai voia să doarmă pe fotoliu. Nu știu ce a fost cu ea. Chiar vorbeam cu ea și o întrebam. Zic, bă, ce ai de nu mai stai pe fotoliu? Că ea de obicei era pe fotoliu, nu avea treabă. Și de vreo două zile n-am mai dat pe acolo. Că dacă ați văzut, am și luat ieri păturica, tocmai de aia. Că nu stătea pe fotoliu. Și mă miracă. Hopefully nu devin clown. O să fac machiajul puțin mai intens pentru că se lasă, adică până la 5 diseară o să fie și părul, nu o să-l desfac complet, o să mai desfac buclele, dar nu o să le desfac complet, pentru că oricum îmi iau haina să mă schimb acolo, că asta o întrebam acum și pe tutu, că zic ce faci, te schimbi acolo sau că așa rămăsese de aseară când ne schimbăm acolo, că na, mai sunt unele altele, poate mai sunt cutii de cărat, chestii de aranjat și na, n-are sens ce am făcut, mi-am stricat unghia. Ia vine. Wait. Noroc că... Așa. Și... o să mă schimb acolo și o să mă termin cumva de aranjat acolo. O să mă mai retușez acolo și machiajul și toate cele. Da. Până la 5 când începe teoretic evenimentul, dar știți cum e, toată lumea, evenimentul la o oră și chiar mă uitam pe program că i-a pus o oră de primirea invitațiilor pe program pentru că nu vine nimeni la 5 și mai ales fiind într-o, așa e, joi, în timpul săptămânii, la ora 5 și să vă dați seama că nu o să vină nimeni la ora aia, că trafic în București și toate cele este și într-o zonă relativ centrală pe la Piața Alba Iulia pe acolo și nu o să ajungă nimeni la 5 decât oamenii care pot foarte ușor să ajungă, adică chiar n-au dificultăți în a se deplasa sau n-au un job din ăsta cu program fix sau sunt liberi sau așa. Și înainte să ziceți că știu că a mai comentat cineva că de ce e pus joia la ora 5, pentru că nu, asta chiar n-a depins de tătucu, adică nu, sunt multe lucruri care nu depind de ea. Și în general, când vine vorba de chestii din astea de PR, adică unele le văd și eu că spuse la ore din astea ciudățele, să zic, nu așa, cumva incomode, dar nu de ei depinde, adică sunt mulți care consideră că toată activitatea asta face parte din programul de lucru și trebuie să se desfășoare în programul de lucru. Nu. Și atunci n-ai ce să faci. Adică, până la urma urmei, sunt alții care iau decizia finală mai sus. Și ei văd lucrurile într-un anumit fel. Ce mai vreau?
Așa. Afară este tot foarte urât. De ce am o mașină la poartă? Cine mă caută? Nu pe mine, nu cred că pe mine, dar... Nu știu, mi se pare foarte ciudat când se opresc mașinile în dreptul porții mele, că în general, cum nu vine nimeni la mine, știu că n-ar trebui să fie și... Copil de anii 90, știți că erau și mimurile alea pe Instagram și pe TikTok cu copiii de anii 90 care nu răspund, s-ascund când sună cineva la ușă, da, pentru că copiii de anii 90 au fost învățați că nu trebuie să răspundă la ușă. Și așa și eu. Vine cineva la poartă, nu... răspunzi. Poate reușesc să nu uit să-mi iau rujul. Ce-ar fi? Că am mai fost plecată, nu știu, de câteva ori și mi-am uitat rujul acasă. Așa, și-mi trebuie și prietenul și mascara. Da. A, update la mascara. Aseară când m-am demachiat, n-am văzut nicio urmă de nimic pe fața mea. Și nici nu era întins. So, există speranțe. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru sugestii. Am primit multe sugestii de la voi de mascara. Și treptat am însărcinat-o și pe Pebbles. Zic, vezi că sunt sugestii de mascara acolo. Dă-i drumul și testează, că testez și eu, testez și tu. Facem front comun și găsim ceva. Trebuie să găsim. Dacă nu știți despre ce vorbesc, trebuie să mergeți la Daily Vlog anterior. Nu mai reiau toată povestea. Tot mascara gate-ul. Oh, ce lungi sunt genele mele. Eu acum îmi dau seama. Nu știu ce sunt, de ce în ultima vreme nu mi se părea. Ah, de la mascara. Era... Așa. Nu știu dacă le-au auzit pe fete. Că latru. A plecat mașina aia. Ok. Ce s-a întâmplat astăzi? Interesant este că n-am băut cafea deloc. N-am fost nici la vecina mea. Și n-am băut cafea... Și am nevoie de o cafea și cu siguranță o să vreau să beau cafea să ajung acolo. Ca să am energie. Și un tonus bun. Bun. Ruj. Same old, same old. Yeah. Oh, pardon, scuzați. Care e, mă? Asta. Arăba, mai există Colourpop? Că nu mai știu, n-am mai auzit, nici nu prea m-am uitat la influencer din afară, la make-up. Dar mai există Colourpop? Că rujul ăsta e de la Colourpop și este un dupe foarte bun pentru MAC. Cum să folosești 3 ani de zile un ruș și să uiți cum îl cheamă? Cum îi zice? Senzațional. Creierul meu. E bine, hai că am început bine. Sunt foarte... Așa. Dăm o dată cu ăsta. Și pentru că mi se pare o țără cam închis. Deși e exact ca MacMeru. Doar că e un pic mai satinat. Pun ăsta, coral de la Kiko. Și fac așa o combinație de... Ceva movuliu, o coral, something, something, teoretic, ar trebui să nu meargă cele două rujuri, pentru că fix la poli opuși. Dar mie mi se pare că se văd fain. No, mai duc să mă schimb. Și cred că raportez din teritoriu, că nu prea mai am ce să vă zic pe aici.
Pregătiri, pregătiri, pregătiri. Hello. Hello, am ajuns. Se fac probele de sunet. Cred că auziți niște muzică. Stați să mă dau undeva să mă și auziți. Sunt aici. Sunt cu tătucu. Fă cu mâna la vlog. Ca să se vadă bine. Pe centru, în orice caz. Pe centru, așa. Da, am ajuns. Este foarte fain. E o sală super, super, super mare. Și e foarte, foarte, foarte faină. Așa, cum ziceam, să fac probe de sunet. Noi am venit mai repede. Stați că ies puțin afară, pentru că în interior este multă, multă gălăgie. Se fac probe de sunet. Am ajuns, după cum ați observat, am ajuns la Le Château? Da, Le Château. Scrie fix deasupra mea. Le Château. Aici se ține evenimentul și mai e foarte puțin și o să înceapă. Tot caut ceasul, dar n-am ceas pentru că de așa. M-am schimbat. M-am asortat cumva cu brandul, aproape fără să vreau. Și mai e foarte, foarte puțin și vine lumea. Foarte fain. Sala e faină, totul e fain, oamenii sunt super faini, e foarte drăguț. Am filmat așa câteva cadre și o să mai filmez și cred că începe deja să vină lumea. Which is amazing! Vă mai țin la curent. Aștept să vină Eugenie și restul fetelor, restul influencerilor. Rough. Stați o secundă. Că poate dacă bag lumina arăt mai bine. Că este... Am reușit. E mai bine? Habar n-am. I look very, very rough pentru că am avut o noapte albă. Deși n-am băut. Și da, știu că trecerea asta de la evenimentul de aseară, care de altfel a fost glamuros și foarte drăguț, la fața mea e foarte bruscă și așa, dar așa s-a nimerit. Da. Ne-am dormit, ca să rezum totul, n-am dormit pentru că nu m-au lăsat mății. Și pentru că m-a durut foarte tare picioarele. Ieri cât am stat pe tocuri la eveniment, că v-am zis că am ajuns mai devreme cu tătucul, că na, făceam parte din organizare și am ajuns mai devreme. N-am avut nicio problemă. Până aseară, când am ajuns acasă, n-am avut nicio problemă. Când am ajuns acasă, mi s-au umflat brusc picioarele și mă dureau atât de tare și m-a luat somnul. Plus că eram foarte surescitată când am ajuns, că a fost o seară foarte frumoasă. Imediat vă povestesc că a fost o seară superbă. Dar... eram foarte surescitată și nu m-a luat somnul decât pe la 1 când s-a decis Jimmy să ajungă. Am ajuns pe la 10:30 acasă, n-am ajuns super târziu, am ajuns decent. S-a decis Jimmy să apară fix în momentul în care m-a luat somnul și de acolo a început nebunia că toată noaptea m-au ținut așa și el și Udi. De asta Udi este plecată pentru că am trezit-o, n-am lăsat-o să doarmă și astăzi nu o să doarmă. Deci astăzi pisica aia, dacă ălaltul măcar a fugit și s-a dus în treaba lui, ea nu o să doarmă. No way! Deci nu o lăsă, glumesc, așa, nu m-a lăsat să dorm. La un moment dat, deci totul a culminat când mă luase în sfârșit și pe mine somnul și adormisem. Nu știu cum, era între picioarele mele și s-a început să se joace și am ignorat-o, zic, lasă că-i trece, lasă că să, dacă mă fac că dorm, poate se oprește. Nu, pentru că a văzut că nu m-am simțit, a sărit pe pieptul meu și m-a speriat, odată că m-a speriat foarte tare și în al doilea mă durea așa și era să o proiectez prin perete, dar... Nu, din fericire n-am făcut treaba asta, dar da, n-am dormit. Și la 6:30 s-au decis,
să-mi dea voie să dorm. La 6:30 s-a liniștit toată lumea. Inclusiv motanul vecinilor a venit și a început să miorlăie pe aici, că ăla își caută fete și ăla, că și ăla necastrat. A venit să... Inclusiv ăla a venit să mă miorlăie. Deci ceva divin, ceva absolut superb, absolut minunat. Love it! Stați că văd că se tot perindă. Niște mașini pe aici, tot e scandal pe aici, pe la mine, pe la poartă și nu știu ce se întâmplă. Așa. Da. Evenimentul. Evenimentul de lansare a brandului Manhae în România. Manhae. Apropo, pentru cine are dubii, am întrebat și noi, pentru că nici noi nu știam, am întrebat la francez și se citește Manhae, nu Manae, dar este un H acolo care teoretic este mut în franceză, dar ei au zis că este Manhae. Deci francezii au spus Manhae, așa le zicem și noi. Vă arăt imediat și ce este aici. A fost evenimentul de lansare a brandului Manhae, brand care vine sub cupola Vitavea. Și m-am zis, este adus de cei care au adus și Good Days Therapy în România. A fost foarte frumos evenimentul. Până la urmă, eu cu tătucu ne-am împărțit, ea a fost cu o parte din listă. Noi am fost pe partea asta de influencer și social media, pentru asta am fost acolo și eu am rămas cu fetele din social media, ea s-a dus cu partea de presă și vedete și așa. Și cumva, cum era sala aia de evenimente, nu știu dacă am filmat, dar fetele mele din social media au fost sus undeva, au avut două mese separate de toată lumea. Evenimentul a fost mare, au fost peste 150 de persoane, ca să înțelegeți, cu precădere medici, farmaciști, persoane din domeniul medical, pentru că fiind un brand care se adresează, care are treabă cu suplimentele alimentare și au dorit foarte mult ca prezentarea să fie făcută pentru persoanele din domeniul medical farmaceutic, astfel încât să fie mai bine cunoscut brandul de persoane de specialitate și ulterior și de public, evident. Dar clar, logica este ca persoanele de specialitate să cunoască acest brand ca să poată da mai departe informația corectă și completă celorlalți, oameni care au nevoie, ca publicului larg și consumatorilor. Așa, și fetele mele din social media erau sus la mesele alea și la un moment dat mă simțeam prost. Așa a fost să fie, n-a făcut-o nimeni intenționat, n-a fost nicio intenție rea în spatele acestei decizii. Nu, așa s-a nimerit, așa a fost sala de evenimente, așa a fost. Oricum, toată lumea era liberă să se plimbe, să se ducă, să se mute dacă voia, adică nu era nimeni constrâns, dar ăsta a fost un lucru care în final s-a transformat în favoarea noastră. Pentru că, eu le-am zis, facem petrecere privată aici, în colțul ăsta și ne-am distrat foarte bine. Bine, eu tot făceam ture, că nu puteam să stăm doar cu ele, trebuia să fiu prezentă și în alte părți. Eu n-am fost doar ca influencer, v-am zis acolo. Și am cunoscut mai multe persoane, au fost fetele din social media și au mai fost câteva doamne din presă, pe care, de altfel, nu cred că se uită la mine, că nu așa, dar le-am cunoscut și am avut niște conversații absolut fabuloase cu ele și sunt absolut delicioase și abia aștept să le revăd și mă bucur teribil că le-am cunoscut. Dar cu fetele din social media am făcut gașcă, la finalul serii toată lumea era veselă, deci am râs, ne-am distrat copios, a fost minunat. Bănuiesc că au filmat, nu știu, efectiv nu știu ce am filmat, până nu editez nu-mi dau seama ce am filmat. Bănuiesc că Andreea Pletoianu, cu siguranță, Georgiana, cred că a filmat mai mult, cred că ele au filmat mai mult, așa, dacă vreți să mergeți la ele, să vedeți. Dacă găsesc linkurile către clipuri, o să le pun în descriere. Dacă nu, da, mergeți voi și că le căutați, oricum o să dați la Andreea Pletoianu. Andreea Pletoianu nu știu sigur că a filmat. Adina Adam, scuze, tot timpul îi zic Alina, nu știu de ce îi zic Adinei, tot timpul îi zic Alina, are față de Alina, nu de Adina. Așa, Adina Adam cred că și ea a făcut vlog, nu știu sigur. Again, dacă găsesc clipuri, link-uri pun în descriere. Așa, dacă nu, mergeți la ele pe Instagram, că sigur au postat ceva pe acolo.
Și da, a fost foarte fain până la urma urmei, adică v-am zis, la începutul serii mă simțeam cumva prost că ele sunt puse acolo, sunt la o parte, sunt cumva date la o parte de medici și ceilalți, deși era și Eugenia acolo, că și ea a fost calitate de specialist acolo și păi am luat-o că na, am luat-o că cunoștea grupul nostru și atunci așa, m-am gândit să îi fie și confortabil să știe pe cineva și am pus-o acolo. Și a fost foarte fain, adică ne-am distrat, am râs, am glumit cu ele, le-am făcut să râdă. Mie îmi place foarte tare, asta ca paranteză, mie îmi place foarte, foarte tare când sunt într-un mediu din asta să-i fac pe oameni să râdă. Chiar dacă de multe ori par penibilă sau mă consideră ridicolă unii sau nu știu, unii chiar mă consideră proastă, că am auzit după genul ăsta de întâlniri când încercam să-i fac pe oameni să râdă, am auzit că mă făceau că sunt ridicolă, că sunt... Nu mă interesează, adică nu. Scopul meu principal este ca omul să se simtă bine și mai ales în momentele alea și mai ales dacă, Doamne ferește, eu am senzația că există o situație tensionată sau ceva, trebuie să detensionez atmosfera și găsesc o modalitate, e adevărat, de multe ori penibilă, de a-i face pe oameni să râdă, dar scopul final este să râdă toată lumea și dacă toată lumea râde, eu sunt ok, pe moment. Nu mă interesează impresiile lor despre mine după că sunt, că-s faci, I don't care. Eu mi-am atins scopul, fetele s-au simțit bine, au plecat toate foarte vesele. A fost de vis, ca să zic așa. Asta pe partea de chestii administrative, ca să vă zic așa. Acum, hai să vă arăt ce avem și în goodie bag. Mahaie, v-am zis, este unul dintre cele mai mari branduri de suplimentare alimentare la nivel european și nu numai. În prezent este în 72 de țări prezent acest brand și ce-l face foarte interesant este că nu are hormoni, nu are fitohormoni. Suplimentele lor sunt pe bază de plante și sunt niște suplimente testate care sunt foarte, foarte curate și au primit de-a lungul timpului multe, multe aprecieri. Uite, sunt, de exemplu, sunt numărul 1 în Franța, iar francezii, să știți că nu se joacă în ceea ce privește suplimentele alimentare chiar deloc și au o gamă foarte, foarte largă de suplimente. Sunt multe. Astea sunt Vitavea. Sunt din gama Vitavea, dar din gama Mahae. Au multe suplimente. Au suplimente pentru creșterea părului, pentru... unul din suplimentele lor vedetă este cel pentru femeile care se află la perimenopauză, sau înainte de menopauză, au suplimente pentru femeile la menopauză sau înainte de menopauză, care sunt foarte, foarte populare. Am înțeles că sunt foarte apreciate și foarte bune. Au suplimente din astea solare care te ajută să menții bronzul. Eu le-am văzut chiar înainte să aud de brandul ăsta că vine în România, chiar văzusem la cineva din afară, din Anglia, parcă, sau ceva de genul, și mă miram, zic, Doamne, iartă-mă să iei supliment ca să-ți menții bronzul. Da, ci că e o tehnologie foarte interesantă. E o chestie pe bază de beta-caroten. Este foarte, foarte interesantă. Și mi-a... nu știu. Place prezentarea lor. Ia, ce mai avem aici? Da, deci... exact ce vă ziceam. Exact ce vă spuneam. Nu are hormoni. Sunt testate, sunt studii care stau în spatele acestor produse. Așa, nu au contraindicații, deci suplimentele lor alimentare nu au contraindicații, adică nu sunt nocive și pot fi folosite împreună cu alte tratamente, adică dacă faci un tratament, spre exemplu, cu hormoni pentru menopauză, că tot vorbim de asta, pot să iei și suplimentele astea că nu intervine niciun fel asupra tratamentului, nu îți împiedică tratamentul niciun fel. Hopefully eu nu am suplimente pentru menopauză aici, că nu am nevoie. Așa. Încă, Doamne, să rămână. Nu, nici nu vreau să mă gândesc la perioada aia. Asta este anti-aging pentru piele. Collagen Expert anti-aging pentru piele. Evident, trebuiau să aibă și un colagen.
Uite, ăsta iarăși un supliment foarte, foarte intim, echilibru pentru persoanele care au predispoziție la infecții vaginale, urinare și așa mai departe, în zona intimă. Iarăși, pe zona asta de infecții vaginale, urinare, au niște suplimente foarte, foarte bune. Am înțeles că sunt foarte populare și chiar lumea le îndrăgește. Și ce-mi doream eu cel mai mult, Cap Expert, este suplimentul pentru păr și unghii. Și ăsta, ce este interesant, este că în cutia asta vine doza pentru 3 luni, ca să poți să vezi efectiv dacă funcționează sau nu, pentru că dacă ții un supliment din ăsta pentru o lună, nu ai. Deci întotdeauna tratamentele astea trebuie să făcute măcar câteva luni și asta, da, și chiar am să încep. Ia hai să iau eu unul astăzi. Am să cer să iau ăsta pentru că, da, nu strică niciodată să iei suplimente pentru păr și unghii, mai ales că nu am nevoie. Astea sunt foarte micuțe, sunt mai mici decât în mod normal capsulele astea. Și da, no, capsule din alea vegetale, super, care se... Da, deci o să iau, încep de astăzi, că de fapt, nu știu, eu am luat una, dar asta trebuie să văd exact câte trebuie să iau. Ca să... așa. Da, plus că îmi place foarte tare, îmi plac ambalajele, că vă dați seama, mov, arată super bine. Mov cu tot felul de culori din astea pastelate. Și ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Ce mai avem aici? Mai avem un stick! Yes, please! Totdeauna este necesar un stick. Un stick care are și din asta de chei. Perfect! Love it! Cu brandul Mahaie și un pix. Pixulete. Da, foarte fain. Mulțumim cu ocazia asta, Lutătucu, că m-a integrat și pe mine în povestea asta. Și chiar mi-a făcut mare, mare plăcere să particip la eveniment în sine, dar și să fiu acolo, să dau și o mână de ajutor. Da, contribuția mea nu simt că a fost primordială, n-am făcut eu ceva extraordinar, dar tot mă simt bine că am participat și că am făcut parte din evenimentul ăsta și că am putut să pun un umăr micuț, așa, slăbuț la lansarea asta, care e foarte frumoasă, care a fost foarte frumoasă și... Chiar mi-a dat tătu cu mesaj de dimineață că francezii, fiindcă e brand franțuzesc, francezii au fost încântați de lansare, deci all good. Da, nu știu ce o să mai facem astăzi, că v-am zis că plouă. Este urâțel și plouă și e rece. Da, vedem. Eu sunt efectiv, parcă aș fi beată. Așa mă simt. Zici că-s beată. Zici că sunt... Nu. N-am băut, jur că n-am băut. Am băut un gin tonic pe final, când s-a terminat totul. Atunci mi-am luat și eu gin tonic și chiar mi-a pus tipul de la bar, mi-a pus, avea într-o sticlă niște gin rămas, nu știu dacă era cantitate normală, l-a turnat pe tot. Nu era super tare. Inițial am zis că este, dar nu era super tare, așa că am încheiat sticla aia de gin cu mine. Și în rest n-am băut nimic, deci nu, am fost toată seara pe alergat pe toate cele, am coborât scările, deci doamne, deci chiar m-am gândit cum ar fi cu tocurile pe care le aveam eu și n-am o problemă că stau pe tocuri, știți foarte bine, dar am o problemă cu tocurile respective, că alunecă și când mă gândeam, zic, cum ar fi să iau o trântă pe scările astea să mă vadă toată lumea, toată sala aia, toate cele 150 de persoane care erau acolo, ziariști, vedete, cum ar fi să îmi fac eu debutul în lumea bună bucureșteană cu o trântă pe scările alea, dar din fericire nu s-a întâmplat asta. Așa, m-a ferit cineva. Eu m-am ținut foarte bine de balustradă și nu am numărat scările cu nasul. Deci totul a fost bine. All good. Da. Mă duc să mă aranjez și eu. Da, uitați ce bine îmi stă părul. Îmi place cum mi-a rezistat părul de ieri. Asta e părul meu de a doua zi. I love it. Așa. Mă duc să mă aranjez și eu, să arăt și eu ca un om, să fac ceva productiv, că nu o să pot să dorm acum, nu mi-e somn, am băut și cafeaua asta, nu mi-e somn, mai târziu probabil o să încerc să dorm puțin, dar da,
So, see you later, alligator. Opa, stați așa că iese și un pic de soare.